Dacă, de exemplu, vrei să faci o afacere, apropo că domnul vrea să facă o afacere la limita legii, să zicem, hai să băgăm fumătorii că asta merge, hai eventual să băgăm și la negru, ce dracu, mai dăm bonuri, nu? Așa, nu merg chestiile astea. Tot ce faceți, faceți-o legal și faceți-o corect. Am greșit de multe ori și fac apel la suportul de hârtie pe care l-am în mână și spun că un compozitor britanic pe nume John Powell a spus la un moment dat că o greșeală rămâne greșeală doar dacă nu vezi nimic din ea. Nu puteți să faceți ceva pe care nu stăpâniți prima dată voi. Deci trebuie să începeți de jos, nu e rușine să încep de jos. Pregătirea nu vă ajută decât în a realiza, a avea un business personal. Și vă ajută și atunci când sunteți în fața unui angajator care încearcă să trieze din rândul celor mai buni. Nu trebuie să alegeți acum, să vă zice, urmează-ți visul, fă-i acum, ia atitudine, ia acțiune acum. Așteptați, nu să știe când o să vină momentul vostru.